Rezemată de un deal împădurit, vechea mănăstire țigănești parcă își desface brațele pentru toți. Veniți de poposiți, de vă rugați și din izvorul tămăduitor apă să gustați. Se spune că acest locaș a fost întemeiat pe la 1725 de boierul Lupu Dencu și de răzeșii din comunitate, care au construit o biserică de lemn pentru a-i ascunde pe creștinii din apropiere de invaziile tătarilor. De atunci, multe încercări și ante grea cumpăne au trecut. Redeschisă la 1992, mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din Țigănești se tot reconstruiește, tămăduindu-și rănile cu mir, tămâie, aghiazmă și rugăciune. În timpul sărbătorilor de iarnă, în toată zona Codrilor, răsună colinde creștine, care parcă ar face legătura între cer și pământ. Primii colindători cred că ar trebui să fie preoții, pentru că ei sunt primii mesageri ai nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Ei sunt urmașii păstorilor care l-au întâmpinat pe Mântuitorul Hristos și au dus vestea întregii lumi de venirea Mântuitorului în lumea aceasta. Ori noi preoții tocmai acest mesaj dorim să-l transmitem al nașterii Mântuitorului Iisus Hristos și ducem mai departe tradiția aceasta prin venirea la casele credincioșilor, în primul rând cu icoana, așa precum este obiceiul să se colinde casele oamenilor. Iar după aceea, iată și în forma aceasta cultă, și anume întrunindu-ne într-o ceată bărbătească, într-un cor de preoți. Am pornit un colindatul, hai, hai, florile d'albe și de-a lungă și de-a latul, flori d'albe, flori, la bogați și la săraci, hai, hai, florile d'albe, că tot oamenii mi-i dragi, flori d'albe, flori, hai, gază, dă-ne ceva ce te lasă inima. Magia sărbătorilor de iarnă a fost simțită cu adevărat de toți cei care au trecut prin Codrii zepeziți și au ajuns la mănăstirea Țigănești, unde în fiecare an se desfășoară sărbătoarea cu genericul Colindem, Colindem iarna. Mă numesc Valeria, am venit cu mama să ascultăm colinde. Venim aproape în fiecare duminică la slujba de dimineață la mănăstirea Țigănești, respectiv știind că este așa un eveniment astăzi aici, am venit să ascultăm niște colinde, să mai petrecem o zi de suflet și ne bucurăm și de anotimp și de oameni și de anturajul care este aici. Și de mult și de puțin, noi cu drag îți mulțumim. Hai, hai, florile d'albe, flori la anul care vine, flori d'albe, flori, cântăm noi la luna ta. Hai, hai, florile d'albe, pomeni și-am colinda, flori d'albe, flori. Este o bucurie nemărginită pentru mine, cât și pentru colegii mei. De fapt, acest festival a luat naștere acum ani buni, la o întrunire unde pusesem în discuții promovarea patrimoniului cultural, turistic a raionului. Și ne-am gândit că ar trebui să promovăm și această mănăstire, adică în contextul promovării turismului ecumenic. În staul de dobitoace, florile de mărum, Maica Sfântă n-are pace, flori de mărum. Sorocul i s-a împlinit florile de mărum și pe baie o născut flori de mărum. S-a născut pe pământ și n-a izbăvit, te cântăm, te slăvim, Iisus, bine ai venit.
Colindul este același tropar, numai sub o altă formă, pe care îl pot cânta, îl pot vredona toți copiii, maturi, bătrâni, atunci când merg în vizită. Și acest colind simbolizează anume slăvirea Domnului nostru Iisus Hristos ca prunc născut. Dar scutec de împășat florile de mărul, nici leagăn de legăna flori de mărul. Cheia este să fie depus suflet. Dacă o să fie cântată din suflet, din toată inima și cu râvnă față de Dumnezeu, atunci o să fie și un colind frumos. Formația noastră de bărbați, Cavalieri Armoniei, interpretăm și colinde vocale în repertoriu, avem și folclorice și prin această gamă diversă de colinde, vrem ca prin diferite moduri, prin diferit cromatism să arătăm ce a însemnat pentru omenire nașterea Mântuitorului. Foarte frumos și sper din tot sufletul că festivalul, care acum îl avem în a noua ediție, să devină din ce în ce mai popular și mai vestit și chiar așteptăm să avem mai mulți oaspeți, atât din Republica Moldova, cât și din străinătate. Grupul folcloric Dumbrava Verde din Strășeni vine în fiecare an cu alte colinde culese de la bătrâni. Suntem mândri că suntem invitați an de an. Anul acesta avem două colinde. Avem colinda La Doi Mieri, La Doi Prăsați și avem colinda Lerui Doamne Ler. Colindem colind, colindem frumos, colindem colind Domnului Hristos. Sărbătoarea colindelor de la Mănăstirea Țigănești încheie ciclul de colindat la noi în Republica Moldova, unde, vedeți bine, în loc de 12 zile cât ar cere tradiția să se colinde de la Crăciun până la Bobotează, uite că se colindă 24 de zile. Rostul colindelor se va realiza neapărat, pentru că știm bine, se colindă tocmai ca ele să ne pătrundă în adâncul sufletului și tot anul să fie un an al binelui, al bunăstării. În spațiul basarabian s-au păstrat colindele în ceată de bărbați. Colinde care, de altfel, ca fenomen, au intrat și în patrimoniu UNESCO. Ce vedere minunată lângă Betleem sărată, cerul strălucea. Răsună niște colinde care ne împlă sufletul de multă fericire, multă dragoste, multă energie pozitivă care o să ne dea forțe pentru noul an întreg pentru activitate. Îngerul venea pe rază curată.
De această dată, surpriza vine de la Episcopia Hoșilor, împreună cu corul Dignus Est, cu dirijorul acestui cor, Adrian Buimac. Colindele se cântă la casele oamenilor, pe scene, dar marele miracol se simte atunci când sunt interpretate în biserică. Să ascultăm Florile d'Albe, aduse prin vocile preoților eparhiei Huș, județul Vaslui, România. Are un rost colindatul în Republica Moldova timp de 24 de zile. Cred că mai mult decât altora nouă ne trebuiesc colindele pentru a reînnoi tot ceea ce avem noi ca bun început în fiecare an. Să fim mult mai omenoși, să fim mult mai harnici, să fim mult mai ai lui Dumnezeu și cu mai multă credință în omenie. Dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, mai bun păream fi, ce bucurie ar fi. Noi toți suntem continuitori acestor tradiții. Dacă colindăm sau măcar ascultăm și vă povestim despre aceste colinde moștenite de la bunei, străbunei, deja suntem continuatori. O minune să împlinească. Aceste obiceiuri, în special colinda, ne amintește că de la romani ne tragem, de la taci, dar și pentru faptul că în colindă, poate că mai mult decât în alte specii din folclorul de iarnă, s-a păstrat ideea renașterii naturii, ideea renașterii omului în plan spiritual și sufletesc. Fiecare zi Crăciunul ar veni, ce bucurie ar fi. Ce bucurie ar fi. Daruri multe să primim, dar și noi să dăruim. Mult belșug și spor în case, sărbători cât mai frumoase. Iar colinde de Crăciun să răsune ca acum, zi de zi în viața noastră o minune să împlinească. Dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, ce bucurie ar fi. Dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, ce bucurie ar fi. Dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, ce bucurie ar fi. Dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, ce bucurie ar fi. Dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, ce bucurie ar fi. Dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, mai bun poate am fi, ce bucurie ar fi.